Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou video. Dacă vedeți, aici suntem cu o echipă minunată. Acolo este Brandon, Etienne, Gabi. Împreună facem aceste produse alimentare, pachete pentru oamenii nevoiași și în următoarele 3 zile vom fi în diferite 3 sate și vom da aceste produse oamenilor care cu adevărat au nevoie de mâncare în criza aceasta pe care suntem. Rămâneți cu noi și zi bună! Noi am terminat de făcut pachetele cu produse alimentare și suntem aproape gata. Aici sunt mai multe. Deci, sunt foarte entuziasmat că o să mergem să ajutăm aceste familii cu produse alimentare. Cu adevărat este nevoie și da, Doamne ajută. Și noi ne-am pornit la vizite, da? Aici, echipa băieților. Yeah, boy! Dragi prieteni, noi am ajuns în sat. Aici nu este o biserică sau ce familii creștini. Nu este niciun creștin în acest sat și noi ne-am improvizat o masă, că este ora prânzului deja. Alina, hai! Asta e masa noastră improvizată. Dragi prieteni, deja am făcut câteva vizite, este foarte greu să văd felul cum oamenii trăiesc, dar în mod special fiecare are o istorie și este foarte dificil să ascult istoriile lor. Dar totodată Dumnezeu încurajează, Dumnezeu îmbărbătează, ne bucurăm că putem să ajutăm aceste familii, să fim încurajare pentru ei. Este deja ora 3, e aproape 30 de grade căldură, da, este foarte cald, este obositor, dar este foarte încurajator ceea ce facem aici în sat. Oamenii au nevoie de aceste produse alimentare și noi cu bucurie o facem asta, chiar dacă este foarte cald și este greu. Dumnezeu este cu noi și vă mulțumim pentru că vă sunteți alături de noi. Ei, dragi prieteni, deja suntem la biserică, am finalizat ziua foarte bine. Dacă se evaluez, toată ziua a fost un timp extraordinar de frumos. Oamenii au fost foarte deschiși pentru cuvântul lui Dumnezeu, au ascultat, ne-am rugat pentru ei. Foarte mulți oameni au dorit să primească o Biblie, să o citească și este foarte plăcut. La fel, istoriile pe care le ascultam și la ceea ce vedeau ochii mei, felul cum trăiesc a fost extraordinar de greu. Deci, rugați-vă pentru ceea ce facem, Domnul să vă binecuvânteze și mulțumim că sunteți alături.